Cozile pe mai multe rânduri de oameni de la ușa sălii au demonstrat un mare interes pentru spectacolul de magie Copilul tău este un geniu. Fiecare copil a primit la intrare ciocolată, șampanie și câte o baghetă magică. Bună seara, câmpul ușel! E prima dată, ultima dată am avut, sincer să fiu, sala pe jumătate plină și e prima dată am reușit, bravo lor, grație lor, extraordinar public în seara asta, avem sala plină la Câmpul Mușcel, bravo vouă! Primul moment al reprezentației a fost un spectacol de lumini. Publicul a reacționat cu multe aplauze la momentele magice din spectacol. Este extraordinar, reacționează într-adevăr un pic mai greu în localitățile mai mici, dar Câmpul Lung Mușel astăzi nu mai este o localitate mică, a devenit o localitate mare, după cum se poate vedea. Alexandru Marcu este pentru a doua oară la Câmpul Lung cu un spectacol interactiv educativ. Închide ochii, stai, respiră. Nu te grăbi, da? Hai să vedem. Concentrează-te și vreau să te duci fix la acea piesă. Doamne, Dea, dacă reușim asta, suntem fenomenal. Nu te grăbi, Alex, muzica de acum pleacă și... Alte cuvinte, fii tu piesa lipsă din puzzle, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lumea, să aplaudăm tare, tare, tare pe Dea! Astăzi vreau să zic că sunt mândru de mine în primul rând, pentru că reușesc să aduc la suprafață un spectacol la care am muncit de 18 ani underground și o să fie un spectacol de 80 de minute, așa cum nu se face nici măcar în România și niciunde în afară, așa cum îl fac doar eu. Alexandru Marcu, magicianul cunoscut cu numele de 3 de treflă, a pregătit pentru spectatorii săi multe surprize. Tombola a oferit câștigătorilor multe premii în produse magice și bilete la concertele unor interpreți cunoscuți de muzică ușoară. Toți doritorii au putut obține pixuri, lasere și pălării, din care doar cei care le-au obținut vor afla ce magie pot să fac.